Conducerea Consiliului Județean Maramureș dorește să finalizeze cât mai curând investiția de la Fărcașa SMIT, mai exact Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Maramureș. Obiectivul trebuie terminat în acest an, altfel există riscul să se piardă banii obținuți de la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a fost la fața locului și a declarat că s-a dublat numărul de utilaje pe șantier, astfel că lucrările sunt în linie dreaptă. Șeful administrației județene declară: în prezent se lucrează la diguri și la sistemul de drenare a apelor subterane, măsuri de stabilizare a întregului amplasament. Lucrările avansează într-un ritm alert, astfel încât să avem finalizat acest proiect într-un termen cât mai scurt și să punem în funcțiune toate instalațiile proiectului. Sistemul de management integrat al deșeurilor reprezintă cea mai bună soluție privind colectarea selectivă și depozitarea deșeurilor în județul Maramureș, asigurând un management eficient al deșeurilor. Am încheiat citatul. De precizat că proiectul Sistem Integrat al Deșeurilor a fost aprobat de către Comisia Europeană și a beneficiat de finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul post-mediu. Axa prioritară 2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate. Valoarea totală a acestuia este de 64 de milioane de euro, 85% din bani provenind din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat în anul 2014 între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Maramureș, iar lucrările începute în anul 2015 aveau termen de finalizare luna decembrie 2020, fapt care nu a fost posibil din cauza alunecărilor de teren periodice din zona unde este amplasat depozitul ecologic. Celelalte investiții au fost realizate în mare parte. În acest an, obiectivul trebuie dat în funcțiune.